Salut pescari! Sunt Sorin, tot pescar și blogger pe www.totpescui.ro și astăzi vă iau cu mine la pescuit. V-am adus pe râu astăzi. Vreau să prindem un somn și pentru ca lucrurile să fie cât se poate de interesante, vă propun o provocare. Haide să vedem în cât timp reușim să prindem un somn pe râu în România. Hai, rămâneți alături de mine. Hai la pescuit! Ui, ce dor îmi era de o partidă de pescuit la somn. Parcă deja am emoții. Am adus astăzi cu mine două lansete. O lansetă de spinning, de putere heavy, cu o mulnetă de 4000. Am pus pe ea un fir textil de 0,20 și un înaintaș din monofilament de 45-50 de centimetri. Înaintașul are doar rolul de a proteja textilul de dinții somnului. La capăt am pus o agrafă de cu rezistență de 39 de kilograme, o agrafă cu vârtej. Și a doua lansetă e o lansetă de bait casting pe care am pus același fir, dar diametru ceva mai mare, 0,23, înaintașul de monofilament de 0,70 și aceeași agrafă de cu rezistență 39 de kilograme. Lanseta asta e pentru pescuitul de fund. În situația în care va trebui să cobor până în preajma fundului, o voi folosi pe asta cu fir mai gros pentru că sunt agățături foarte, foarte serioase acolo și nu vreau să risc nimic. În ceea ce privește momelile, am adus cu mine toate momelele în care am încredere. Începând de la voblere de suprafață, rapala jointy de 13 și 11 cm, și mergând până la voblere care coboară mai mult, cum ar fi DT-urile, jointed shadrap-ul, care mi-a adus foarte multe capturi, și gume ceva mai corpulente, pe care le voi încerca în situația în care voblele nu dau rezultate. Hai să vedem cât e ceasul. Sper că se vede, e 14.06. 26 minute. Hai să punem un wobbler și să facem primul lanseu. Bun, sunteți pregătiți? Ia să verificăm încă o dată. 27 minute. Start. Primul lanseu. La prima vedere, două lucruri îmi plac foarte mult. În primul rând, culoarea apei. E nici prea tulbure, nici prea limpede. E numai bună pentru pescuit. Și în al doilea rând, faptul că din când în când vântul bate dinspre aval, înspre amonte. Asta înseamnă că firul meu face o burtă inversă. Dacă în mod normal curentul apei ar face ca firul să facă o burtă așa, vântul îl întoarce invers și îmi ține în așa fel momeala mai mult timp pe zona de atac a somnului. A trecut deja prima jumătate de oră. Vă spun drept, mă așteptam să avem un atac în prima jumătate de oră. De obicei când găsești somni, ai atac la primele lanseuri. Așa că mi-am pierdut puțin din optimism. Am schimbat câteva voblere. Deocamdată n-am avut decât o agățătură. Dar continuăm.
Ai, am avut un atac. Ai, am avut un atac. Ce frumos a dat. Uite că în sfârșit s-a întâmplat ceva. Ia uite cum arată guma. Am avut un atac. Ia să vedem cât e ceasul. La o oră și 10 minute am avut un atac. Bun. Hai că am prins curaj. Hai că am prins curaj. A trecut deja o oră și jumătate de când pescuiesc. Am avut un singur atac la o gumă de 10 cm. O zi mult mai dificilă decât mă așteptam. Nu mai fac astfel de provocări. Au trecut deja 3 ore de când pescuim. Optimismul e la cote minime. Încep să cred că nu o să prindem somnul ăla. Pește! Pește, în sfârșit! În sfârșit! Ai, mult l-am așteptat pe peștele ăsta. Mult l-am așteptat. Ia să slăbesc un pic frâna. Bun. Ce mult am muncit pentru peștele ăsta. Ia să văd cât e ceasul. 6.45. 6.45. De la ora 27 minute, nu? Atunci am început pescuitul. Am muncit puțin pentru peștele ăsta. Dar a meritat. A meritat, prieteni. A meritat, e un pește frumos. Un pește frumos. Până la urmă am revenit la rapala jointed de 13 cm. Și uite că ăsta e voblerul care mi-a adus peștele în sfârșit. Uite ce frumos e. Ce bine a luat voblerul. Super, super. Super fain. Spectacol. Spectacol pe râu. Să pregătim minciogul. Hai, prietene. Hai, prietene. Super fain, prieteni. În sfârșit. Bun. Ușor, ușor, ușor. Înțepat foarte bine. Nici o șansă n-avea.
Uite wobblerul. Ai, ce frumos e. Foarte frumos. Prieteni, după 4 ore și 38 de minute, în sfârșit am finalizat provocarea de astăzi. Uite-l. Pe el l-am căutat astăzi. Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi și până data viitoare vă salut pe toți. Fire întinse!